Salut, prieteni, și bine ați venit la videoclipul meu special pentru cei 200.000 de abonați. În primul rând vreau să încep cu acest intro în care vă mulțumesc pentru cei 200.000 de abonați de pe canal. Este o sumă fantastică de abonați la care n-aș fi crezut că voi ajunge în momentul în care am pornit acest canal. Acum vreo 8 ani, ceva de genul ăsta, un canal în care n-am știut exact ce să fac, ce serii să pornesc. Făceam niște episoade, până la urmă am pornit niște cariera aia legendară pentru cei care au urmărit-o pe vremea aia cu Victor Pițurcă, am făcut cu Mirel Rădoi, am făcut niște cariere pe atunci care aveau oarecare poveste. După aia, seriile de drafturi și toate cele și s-au strâns peste 1500 de videoclipuri deja, e bine, 200.000 de abonați. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea continuă din ultimii ani, pentru că am tot postat aici aproape zilnic, mai ales în ultimii ani, că la un moment dat nu postam mai deloc, era o postare pe lună, era momentul ăla magic. Abonații vechi știu despre ce vorbesc, dar într-adevăr am fost foarte serios în ultima vreme, în ultimii ani, cu canalul de YouTube și am ajuns deja la 200.000 de abonați, ceea ce mi se pare fantastic. Și m-am decis să fac un videoclip special. Am decis până la urmă să fac un match de FIFA 22 Ultimate Team cu un invitat foarte special. Alături de mine va veni Florinel, cum îl știți cu toții pe Florinel, n-aveți cum să nu, dacă sunteți fani ai fotbalului, n-aveți cum să nu-l știți pe Florinel Coman. Este un jucător înrăit de FIFA, l-am chemat aici pentru acest video special, să o dăm parte în parte, 1 versus 1 și vom vedea cum merg lucrurile. Va veni și Florinel în curând și vom continua de acolo. Așadar, Florinel e aici alături de mine, te salut Te Florinel. salut. Mersi mult că ai venit. Facem un Mulțumesc și eu. mare meci de 1v1. Și vezi că o să mă spargă Florinel, nu vreți să știți. Deci, mi-a zis că eram cu 1, că eu nici n-am scos. Eu spuneam cu 2, ți-am zis. Deci, o Da. să fie crunt meciul, nu o să fie așa simplu. Dacă e să mă bați, Echilibrat. o bag pe aia cu a, că a venit Florinel, că să-l supăr, că nu Da. mai, după aia nu mai e gata și facem așa. Fii atent, dăm la friendlies. Eu o să joc cu echipa mea, deci eu mă bag cu ai mei. Ăștia sunt ai mei normal, din Natale, Mare, Silva. Ți-am arătat și Bună tactica, echipă, m-am cam dat de gol puțin. Și trebuie să-ți alegi o echipă de aici, de la community sau de la prietenii mei. Și poți să o vezi dând pe triunghi. Și poți să alegi o echipă aici, întâmplător. Bine, ai și ia de să club, vedem. dar trebuie să-ți iei de Ultimate Team. Ăsta e Team of the Week. Ăsta are cu Kin, Mbappé, Mares, Fekir. Părerea e bună. Nu ce știi, abracadabra. Hai că iau pe asta. Ai pe asta? Păi să te Da. mai uiți, să mai vezi câte una. Dinamo. Dinamo. Oh, ok. E exact ca în realitate. Cred că cel mai echilibrat e cu aia primă. De la ce era? Nu. Ăsta era. Abracadabra. Da. Deci Robby Keane, Mbappé și Mahrez Fekir, Fred cu Kanté flashback. Ce zici de ăștia? Da, cu ăștia rămân. O, Bernardo. Ia vezi. O! Nu s-a dus rău. Schimbări Stai deja. puțin că... Stai că uite, Mbappé era CDM. Ok. Mamă, ce-a dat, a? Dacă o prindea, mamă, un Eurogol așa de start. Oh! Oh! Da! Bă, cu Mbappé! Deci e Kylian Mbappé. Mamă, fii atent. Așa că trebuie să intru în meci ca lume. Oh, bijuterie Bernardo Silva. Ce portar au? Mamă, Donnarumma. Dar n-ai ce să-i faci. Pe verde. Bernardo. A dat Bernardo. Cum să o prinzi așa? Bine. Cam mulți metri. Ce drept. Mamă. Oh, bun. Bine, Gigio. Nu știe în gol. Nu știi. Nu poate. Nu prea știe în gol aici. E un moment din ăla în care n-ar vrea să fie. Oh, Bambanito. Ma. Oh. Oh. E, maestro. Maestro, Ăla e maestro. mai... N-ai cum. Deci oamenii și că-l vrea Realul. Omul a zis că e fericit că îl vrea Real Madrid, dar se concentrează pe ce face el acolo. Păi ce să fac?
Cum crezi că e așa? Când afli așa că te vrea Real Madrid, ai fost tu în formă o parte a sezonului. La nivelul ăla... Cred că prins puțin așa. Visezi un pic, că poate ajungi. Visezi, da. Facem o schimbare? Bagă. De Bruyne poate. Sau Oba. Intră De Bruyne aici. La mijloc. Și mai stăm puțin, așteptăm. Barela. E, și aici e gros. Mamă, Robi. Ce zici de Robi? Da, bun. E bine de tot. Îmi place, da. Dar vezi cum merge șută din prima, că e crimă. Dă bine. Oh, ce momente. Baba, da mă, da, ce atac. Ai văzut posesia, tiki-taka. N-a interceptat maestru sau cine era, Varan. Da, acolo. Cam mare spațiu. Da. Ia uite. Varan era mult prea departe. Și Kimpembe, ia uite, uite ce spațiu a fost. A avut Bamba tot timpul să facă orice. Era culmea nici să nu marcheze de acolo. Excelent, fraților, 2-2. Meci încins. Acum deja aș putea pune titlul. Meci incendiar. Că e 2-2, e nebunie totală ce aici. E favoritul tău Mbappé așa dintre Cristiano, place. Vitorii așa, să zicem. Da, da, da. Să îi scoatem pe Ronaldo și da. Messi. Ei sunt normal, ce e mai tare, n-ai cum să te compari. Mamă, 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 da. Ce m-ai prins. Ha, ha, fii atent. Cu Deda e jucat mare zici. Oh. Nu. Da. Sare. Nu, nu! Bă! Bă, ce fază, ești nebun! Doamne, cram că o prinde! Ți-am zis că vreau să are. Nu! Donnarumma! Ce bun e! Hai Presnel, trebuia să iei, nu mai poate nici Presnel. Nu cred, așa ce intrări. Varan. Termină, nu se Varan, pare. Termină. Da! Nu, cum mă, hai mă, lasă. A, 49 shooting, Rafael Varan dă golul. Nu mai am timp. E prea târziu, fraților. A scăpat iar. Băi, gata, târziu. Am urcat cu toți băieți. Da, mă, pierdem prelungiri. Bravo, bravo, super. Calm. Calm. Carasco, dar nu mai e, gata. Am redat sau. Târziu, târziu. Aha, rebound. Bă, bă, ce s-a pornit meciul după ce am băgat ăsta în meciul ăsta, s-au dat numai goluri. Da, nebunie de meci, 2 goluri. Acum am prelungiri. Bă, la limită, dacă nu dădea Varan pe aia, dar... uite, ce șut bun. Fost bombă. Bun, GG. Vreau revanșă acum, fii atent. Facem o revanșă, dar intrăm pe un teren unde nu cred că ai jucat. Volta. N-am jucat. Deci la Volta nu știe Florinel, măcar acolo să bat și eu, să fie corect, să fie una și una. La Volta nu are cum, nu știe. Stai că mă bag eu în drept. Bagă boss. Bun. Boss. E bine. Deci ne băgăm la Volta Football, o să jucăm un 3 vs 3 fără portari. Și o să jucăm amândoi cu FCSB și o să alegem câte un jucător... din cei trei, pe rând. Joc eu în alb și te las pe tine să alegi primul, pentru că e clară situația. Unde vrei să jucăm? Deci avem Paris, hai la Paris. Cu pereți. Alege tu primul jucător. Eu zic că e clar cine... Tănase. Tănase? Da. Bine, eu să pe Florinel. Mamă, cum e asta? Nu mă așteptam. Lua pe Tase. Așa. Al doilea. O lăsăm pe Tavi. Tavi. Eu să dau pe Darius Solaru. Call me boy.
Păi te-am luat eu. Păi și? Nu mă lași? Nu, bine, ia-l tu pe Coman. Hai, hai. Nu lasă să joacă ia tu, așa pe... și-l iau bă, eu pe Crețu. Eu mă așteptam să te iei primul, nu. Dar vreau să joci tu cu Coman. Așa jucăm. Așa vrei? Da. Ok, atunci o să țin pe Olaru pe spate și o să-mi iau pe Budi. Unde ești Budi? Budi, Budi, Budi. Uite-l. Eu joc fără vârf. Dar ai mei sunt scăzuți, da, toți sunt scăzuți. Mai puțin Andrei Vlad. Asta e la școală, zici că suntem la școală aici. Da, e tare de tot. Bereți, n-avem mă, nimic. Ia uite-l, bă. Opa. Așa, Olaru? Olaru, nu? Ia vezi. A, vezi că e manual? Ma. Deci trebuie să fie aproape. Oh! Hai mă. No. Nu pot crede. E gol. Tavi. Mama, a dat-o Tavi, fii atent. Nimic. Vezi cam bine a făcut-o. Ia uite. A trecut și de tine. Era și tu acolo, te-a driblat. Opa, opa. E, Darius Olaru, altă treabă. Dar ai văzut pace pe Darius Olaru, 81. Opa. Da, nu am văzut. Da, atât are, cardul de bas. Bine. Rapid. Opa. Florinel. Florinel cu braziliana, nu iese. Oh, nu, ce? Cum e de acolo? Haide, mă. A, i-a avut o gol, Tănase. E greu rău de tot. E, no? E derby. Uite, ce pus te că-l greșit. Da, a, de fapt a fost gol. Bine, propriu zis. Important e că s-a marcat. Stau în poartă. Ai, mă. Vali Creț. Nu, da, nu, pe lângă. Ia vezi că am greșit și aici. Dau cu peretele așa. N-am dat bit. Oh. Da, ce haos e. Da. Mamă. A venit bine pas. Da. 3-2. Hai mă, hai mă. Pressing-ul. Cum ce rezistă Vali Crețu. Ma. Bine, mă. Nu se poate, faul, joacă, clar. Joacă, joacă. Hai. Ușor. Hai. Da. Ia uite fază. Ce fază aici? Ia uite cum a mers. Catavi. Dar uite ce pasă în forță acolo? Ia uite pe asta. A jucat-o bine. A mers bine rău asta. 3 la 3. Da, e gata. E mai repris. E mai greu aici. Da, e mai greu asta. E complicat. Eu mai am experiență că am mai jucat. N-am jucat niciodată aici. E tare modul ăsta de jucat așa. Are și futsal și de toate. Da? Da, 5v5. Cam, cam, cam. Da, mă. Mai tare, mă. Haide. Mai tare, mă. Pressing. Pac! Da, mă, 4 la 3. Ce recuperare. Ole, nu. Ia uite dribbling, bă, ce le face Tavi. Bă, bă. Da, mă. Ne cu peretele. Uite unde dă pas. Nu te cred. Nici să te faultez mai pot. 5 la 4, s-a întors din nou scorul. Mamă, și-a rupt piciorul Crețu. Oh, nu. Haide, Crețu, haide, Crețu. Haide, mă, băieți. Mamă, Crețu, a luat tot. Nu pot să trec de Tavi Popescu, care e cel mai bun de pe teren. Peste, ia uite, asta e direct. La suporter acolo.
termină. Mamă! Hai cu viteză. Nu. Nu te cred așa ceva, bă, da. Bă, ruleta, bă. Mamă, ce ține, bă. Da, eu ce-a din așa. Da, a ieșit pe afară. Bun, Coman. 18 secunde. Ia uite că-i par. Nu te cred. Nu pot să cred. No, ce tackle. Yes. Bă! Am bătut pe la 6-5. Noi am invincibil azi. Bosul. Bravo. Bosu. Super. Eu vă zic, Florinel e talent la FIFA, deci este next level. Hei, bosul. A fost a? Stres, hai că ai transpirat un pic. A fost, a fost. Cam ca pe teren, parcă ai jucat la 3v3. A fost așa ceva. Hai că a fost frumos, mi-a plăcut. Da. Super. Bun. Fraților, ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, mi-am luat-o pe cocoașe de la Florinel Coman, a fost super tare. Nu uitați de like acolo dacă v-a plăcut acest video și din nou mulțumesc, Florinel, că ai fost aici. Îți mulțumesc și eu pentru invitație, a fost un meci frumos. Spune-ne care e situația, că oamenii vor să te vadă din nou acolo, forță să revii, da, să driblezi, să marchezi, cum merge treaba? Merge bine, merge foarte bine și... No. Cred că în decembrie voi juca, să vedem. Da, deci acum, pe iarnă. Da, prins, da, play-off-ul e, deja ești în... Da, da, 100%. În 100%. Mm-hmm. Bun, perfect. Ok, oameni buni, cam atât. Pa, pa! Ciao.